Emoții care îți tai respirația. Acum poți să respiri. Nu, numai acum. Numai acum. Hei, hei. Ce drăguță ești. Mulțumesc. Ești foarte frumoasă. Mulțumesc. Nu ai pentru ce? Cu mare drag. Andrei, te rog. Spune-ne cum te cheamă. Mă numesc Emanuela Gerasim, Emma. Andrei, mai vrea să spui ceva? Ce voce frumoasă ai. Mulțumesc. Ce legătură ai tu cu muzica? Adică ești cântăreață? Nu. Acum am terminat facultatea, săptămâna trecută am dat licența. Hey, și... la ce? Ia. Și, cum se numește lucrarea ta de licență? La speleologie, ia zi. Victor de Leu, destinul unui voluntar român în primul război mondial. Aici și acum ghiciți la ce facultate? Asta e. La facultatea de istorie... Istoria este mai lovit în... Doamne, că mi-a plăcut istoria! Nu, Smiley! Vai, mi-a plăcut... Horia, e timpul pentru o rememorare. Absolut. În 1917, când am întors armele și ne-am alăturat trupelor, atunci am sfârmat totul. Știi că am avut un război și cu bulgarii? Chiar în 1916. Știi? Îți aduci aminte, Tudor, eram acolo. Oh, vai! Cu baioneta, Tudor lângă mine, îmi ținea gamela. Mai vrei să bei? Nu! E gros. Smiley vrea să fie acolo, da. Lasă, și Smiley vrea să fie război, dar era ocupat în studio, pe holuri. Te rog să-i scuzi, deși este un sod despre muzică, există derapaje. Da. Tudor ne-a învățat că derapajele sunt sănătoase. Nu, dar ne place istoria. Emma, lasă trecutul, lasă prezentul, hai cu viitorul. Uite la aici în față. Emma, să spun sincer de ce m-am întors așa târziu. La început am văzut-o pe Irina că s-a ridicat în picioare, ca și cum i s-a încins șezutul, scaunul, adică. Asta va rămâne în istorie. Cumva semăna, pentru că era vorba despre Fire și de-aia s-a încins din instant și am sesizat unele similarități cu... genul în care cântă ea și cumva m-am gândit, bă, ce bine s-ar potrivi în echipa Irinei. După care ai schimbat un pic registru, ne-ai arătat și alte lucruri și dar totuși ce bine s-ar potrivi în echipa mea. Și după ce ai schimbat încă o dată registru... N-am schimbat nimic! Ai schimbat registru când te-am văzut și am zis, știi bancul cu Emma? E mai bine să vii la mine.
Deci în momentul de față vreau să spun că eu n-am nicio... mai bine să vii la mine. N-am nicio voce ca a ta în echipa mea. Asta îmi permite să mă concentrez foarte bine asupra ta. Îmi plac zâmbetul tău, pălăria ta, pletele tale care curg precum turmele din Miorița, care nu a făcut istorie, dar a făcut istorie războiul de independență și e cazul să-ți soliciți independența. La de mine ce? Vei fi independentă. Ea e independentă deja. Ce eu înseamnă să mai intre la tine în echipă și să solicite independența? Ea este independentă. Nu, poate ce să cred eu, muzical ce cred eu că a vrut să spună Horia este că, de fapt, intrarea la tine în echipă creează dependență, o dependență nesănătoasă, nefericită, bolnavă. Nu e adevărat. Bravo, Tudor, bravo, bravo, Tudor. Nu este adevărat. Pe de altă parte, o dependență bolnavă, ce înseamnă? O dependență bolnavă de tine care o va împiedica să se mai concentreze pe muzică. Se va concentra... Cum? Tu, deci, vrei să te concentrezi pe muzică, Emma? Da. Emma, ai cântat vreodată ajuta. Pe voce? Emma, stai. Cea mai mare greșeală e să ai o dependență de un bărbat. Nu e adevărat. Cum să nu? E maritată. Aici e soțul, auzi? Crede-mă, bă, eu sunt femeie, mă, bă, am trecut prin Emma. Asta, indiferent de relație, că este Emma, profesională. Emma, nu crezi dependență, serios, chiar ba nu crezi da, dependență. Smiley, ba da, am vorbit eu cu fostele tale concurente. Am făcut o statistică. Am stat. Serios? Că am venit nepregătită în show. Și de ce e prima oară când aflu despre asta? Auzi, vezi? Pentru că am așteptat să spun în momentul potrivit, fix acum. Irina, ea e deja dependentă de un băiat. E măritată, are un soț. Serios? Da, mă, dar vorbeam despre muzică aici. Da? Acum un an și trei luni m-am căsătorit. Nimeni nu-i perfect, da? Din facultății, frumos. Da, da. Fix ca mine. Mulțumesc. Deocamdată e cea mai bună decizie din viața mea, așa că... A doua! Așa... Este să vii la mine. Da. Stai. Și relația ta cu muzica, în ce constă? Relația mea că așa cânti, cum, da, pe unde? Am cântat în mare parte în biserică. Asta a fost cumva activitatea mea muzicală, fiecare duminică. Și acolo cred că m-am și dezvoltat. Ești de religie? Sunt neoprotestantă. Neoprotestantă. Da. Mă bucur foarte mult că ai menționat că faci muzică în biserică și în Oscar Wilde, când începe Dorian, când deschizi cartea Dorian Gray și citești prefața, care e cel mai, nu știu, mi se pare cel mai tare moment din acea carte, are așa un mic parcurs prin ce ar trebui să însemne arta pentru un artist și artistul pentru artă. Arta se face pentru artă și cred că este cea mai sănătoasă școală asta din biserică, pentru că face artă pentru Dumnezeu, indiferent ce înseamnă Dumnezeu pentru tine sau pentru ceilalți, că noi toți avem Dumnezei diferiți, noi toți credem în ceva diferit, dar